Toate aceste informații, mergem mai departe. Scandalul azilelor groazei continuă. Astăzi, Curtea de Apel București va decide măsura preventivă în ceea ce îl privește pe Ștefan Godei, unul dintre patronii azilelor groazei din Ilfov. Cu mai multe informații ni se alătură chiar acum colegul meu Mihai Vegheș. Bun găsit, Mihai! Bună dimineața, Maria! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Frații Godei, dar și alți 10 inculpați în cadrul dosarului cu azilele groazei urmează să sosească aici la Curtea de Apel din București. Procurorii DICOT doresc contestarea măsurilor de arest preventiv de 30 de zile, respectiv arest la domiciliu pentru toți cei inculpați în acest dosar. Rămâne de văzut însă dacă magistrații Curții de Apel vor admite această cerere. Reamintesc că la începutul lunii, mai multe azile ale groazei din voluntari județul Ilfov au fost controlate de polițiști și procurorii DICOT. În urma acestor percheziții s-a luat decizia de a verifica toate azilele din țară pentru a depista anumite nereguli. Cam atât de aici, Maria. Mulțumim, Mihai, pentru toate.